Dacă ai putea să stabilești tu o regulă pe care să o respecte toată lumea, care ar fi? A mai venit în minte un film, fac o paranteză scurtă, nu pot să nu, e un film foarte, foarte frumos care se cheamă The Invention of Lying și e cu Ricky Gervais și premisa de la care pleacă filmul e că oamenii nu știu să mintă. O să pară acum că am vreo obsesie în sensul ăsta. N-am nicio obsesie în sensul ăsta, dar asta mi-a venit în minte, că așa ai făcut interviul ăsta. Da. Cu ce-mi vine în minte. Deci, care era întrebarea? De ce? Dacă ai putea să stabilești tu o regulă pe care să o respecte toată lumea, care ar fi? O regulă. Să nu uciți. Sună prea biblic? Hai că rămânem cu asta. Nu. Zi-mi un lucru sau un domeniu despre care ai vrea să știi mai multe. Dacă mai ai vreo unul. Da, am. Astrofizică. Mi-ar plăcea foarte mult să știu lucruri. Dacă ai fi pus în poziția unui dictator, așa, ce chestii nebune ai face? Să nu intrăm în subiectul ăsta. Da, mă, un exemplu. Ce chestii, dictator, chestii nebune. Da, în ideea că un dictator va putea face asta și poți face chestii nebune. Acum poți face ce vrei, nu știu. Aș fi obligat pe toată lumea să meargă la teatru. Ok, uite, un lucru bun și nebun în același nebun, timp. Da. Spune-mi care e întrebarea la care ți-ai dorit cel mai tare să știi răspunsul. De unde venim și unde ne ducem? Zi-mi ceva ce crezi că ar trebui să experimenteze oricine măcar o dată în viață. Era să zic ceva. Cred... La un moment dat se întâmplă. Nu, era mai amplu de asta. Mai multistratificat. Ceva ce cred că ar trebui să experimenteze oricine, să călătorească pe alt continent. Zi-mi o experiență care te-a făcut să te consideri cel mai norocos om din lume. Am găsit toată niște bani pe jos. Experiență... Nu, sunt experiențe legate de călătorii. Nu știu, am ajuns în niște locuri în care probabil nu mă așteptam să ajung vreodată. Și atunci m-am simțit foarte norocos că am posibilitatea să călătoresc în locurile alea. Ce experiență ai vrea să-ți ștergi din minte ca să o poți trăi iar pentru prima oară? Nu, serios, cu întrebările astea trebuie să difuzați emisiunea după 12 noaptea, dacă vreți răspunsuri sincere. Pare rău, na, hai să trecem peste. Dacă nu, o să mă gândesc așa, ce sună bine, ce interviu, camere, chestii, trebuie să Okay. Cotel și nu. Ok. Zi-mi un lucru stupid pe care l-ai făcut sau care ți s-a întâmplat, dar până la urmă a ieșit bine. Mama mea! Un lucru stupid pe care l-am făcut. Sau care ți s-a întâmplat. Sau care mi s-a întâmplat. Nu știu, îmi vin în minte, așa, la foc aprins, îmi vin în minte tot lucruri legate de teatru, într-un alt spectacol în care joc, care se cheamă Cine iubește, plătește, și un spectacol care se joacă de multă vreme, acum se joacă în sală de cinema chiar. Și am uitat o replică și eram ferm convins că replica nu e a mea și în mintea mea era, dar de ce nu-și zice partenera mea replica, și cumva o și condamnam așa că nu-și zice replica, și când am conștientizat că de fapt replica era a mea, m-am simțit foarte stupid. Nu știu dacă scorează bine la... Ne mai gândim, hai că revin la... A ieșit bine pe la urmă? Am ieșit bine, păi normal, ce să faci? E un răspuns bun. Nu oprești spectacolul să zici stop, nu mai știu vorbe. Băi, Mădălina, zici replica, ce faci? Hai zi replica aia. Ce-ți place să citești? Ce îmi place să citesc, în ce sens? Ce cărți? Poate îți place să citești pe net, poate îți place să citești Kindle-ul, poate reviste pentru bărbați. Nu pot Kindle, nu. Asta, Bravo, revista Bravo. Nu, sunt fan paperback, sunt fan cărți, trebuie să țin cartea în mână, n-am putut niciodată pe Kindle sau pe alte dispozitive de genul ăsta. Și în general ce citești?
fost beletristică. Citesc, încerc să mențin un echilibru civilizat între clasic și contemporan. Citesc și lucruri citite. Ce carte te-a marcat? Acum o să zic clar ceva ce am citit recent, Tetralogia Napolitană a Elenei Ferrante. M-am plâns cu scuturături, mi s-a părut senzațională. De fapt, nu e o carte, sunt patru cărți, dar au dat cu mine de pământ. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Sensul vieții. Da, cam pe aici, pe în zona asta. Da, tripuri existențiale. Da, da. Zi-mi o melodie pe care o asculti, dar nu-ți place să recunoști. Maluma, Felices los cuatro. Așa zic ea. Este un guilty pleasure sinistru. Îmi e rușine cu asta. Vamos ser felices. Aia. Îmi e rușine de mult. Mi-a venit versul, știi? Aia. Îmi pare rău să știu. No, dar atâta s-a putut. Eu mă bucur că în sfârșit la întrebarea asta cineva mi-a răspuns cu ceva concret. Concret, da. Care e în categorie. Știi? Da, nu, mi-e rușine de mor, dar e ceva când dacă începe melodia asta în mașină, încep să dau din shoulder, așa, nu știu care e problema, nu știu ce se întâmplă, probabil o consecință, nu știu. Care e cea mai mare frică a ta? De moarte. Zi-mi un lucru de care sunt prea mulți oameni obsedați și tu nu poți să înțelegi de ce. Maluma. Da, Maluma. Nu înțeleg pe asta, o să o zic așa, foarte direct și foarte asumat. Nu înțeleg pe asta, e ceva ce ține de sexul feminin. Nu înțeleg chestia asta cu buzele mari. Se ajunge în niște... Amen. Mă ucide complet, e ceva... No. Nu înțeleg. Adică înțeleg dorința, gândul de a avea buze mai mari, dar totuși se ajunge în niște zone în care... Nivelul, nu te deranjează. Da, se deformează, adică oameni care arată ok ajung așa peste noapte să... Oh, Jesus Christ. Ce gest mărunt din partea unui străin te-a impresionat foarte tare? Față de tine sau față de oricine altcineva, poate ai văzut? Față de mine sau... Nu vine ceva în minte la foc aprins, dar nu știu de ce sunt foarte responsiv așa la bătrâni care trăiesc pe stradă. Mm-hmm. Și dacă mi se întâmplă să văd sau să surprind vreun moment în care cineva e plin de compasiune pentru cineva aflat în situația asta... Mm-hmm. Da. Ce întâlnire întâmplătoare ți-a schimbat viața pentru totdeauna? Ai, bravo! Asta e de scenariu de film, așa, întâlnire întâmplătoare mi-a schimbat. Întâlnire întâmplătoare. Da, adică ceva la care nu te așteptai și de acolo poate a ieșit ceva. Na, păi, dar nu pot să povestesc. A schimbat cursul vieții tale. Nu? Știu, dar nu pot să povestesc. Decontextualizat așa, nu, trebuie să pun context mult. Felul când m-am întâlnit cu... Cu... Iubita mea. Da, cu... N-am. Apropo. Bun. 07, ca să... Așa. Ok. În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă? Extraterestri. Clar. Spune-mi un lucru ilegal pe care l-ai făcut. Ia, uite, vezi ce zic. După 12 noapte am mutat pe bune acum. Cum să zic? Nu, n-ai trecut și tu pe roșu. N-ai... am trecut pe roșu. Uite, am trecut. Hai să uite, lăsăm una asta. Am trecut pe roșu. Te-am salvat. Ce greșeală repeți în continuu? Trec pe roșu, nu. Nu, glumesc. Ce greșeală repet în continuu? Greșa. Mamă, stai așa că te-ai dus maxim. Ce greșeală? Nu știu. Nu știu, pare rău. Ce minciună spui cel mai des? Că sunt ocupat. Nu pot acum. Eu știu deja ce răspuns. Zi-mi o responsabilitate pe care ți-ai dori să nu o ai. Să mănânc, dar nu, e nu, îmi place foarte tare să mănânc, sunt un gurmand, dar sunt momente în care mi se pare așa o corvoadă, mănânc, unde mănânc, exact. Și pierzi timp. Na, mi-ar plăcea așa să existe niște o fiolă sau ceva, injecții. Cum au... astronauți. Da, mă rog, n-au nici fiole, nici injecții, dar sunt foarte... Punguțele alea. Pungă. O definiție a prieteniei.
Era. Așa. O definiție a prieteniei. N-am. Pare rău. Nu pot. Trebuie să mă lași să mă gândesc la lucrurile astea. Mă, e așa tare. Mm-hmm. Dacă îmi dai vreo două zile, găsesc ceva drăguț. Da? Oameni bun. Care se plac și se respectă. Asta poate e mai simplă. Ia. Definește iubirea. Da, mă. Cum? Acum. Sau mai târziu. Dacă ne ducem așa în concepte... Hai că sunt două întrebări, poate le combin cumva. Și dacă ne ducem în concepte complicate, iubirea e o realitate imaginată. Nu e ceva măsurabil și cuantificabil. Uh-huh. E un cuvânt pe care l-au inventat oamenii ca să descrie o... un sentiment pe care nu știm să-l descriem. Exact. De-aia, din punct de vedere științific, mai degrabă se, nu mai degrabă, se măsoară plăcerea, nu iubirea, că iubirea nu prea e unelte și mijloace de... Uite, bă, mă răspund. Care e cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat în ultima vreme? E cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultima vreme? Faptul că mi-am cumpărat o călătorie în America de Sud. Unde dar nu mi s-a exact? Întâmplat. Brazilia, Argentina și Uruguay. O, tare. Da. Mișto. Adică, da. Povestind după. Spune-mi trei lucruri mărunte care te fac fericit. Mărunte. Mici. Ce înseamnă mici? Nu știu, trebuie să-mi dai coordonate specifice, mici, încerc să... Flori, nu știu. Da, uite, dacă vezi nu, flori. Nu, văd. Păi, mă face fericit... Acum o să par așa că e contradictoriu ce spun, dar mă face fericit mâncarea, îmi place mâncarea. Așa. Mă face fericit să văd un spectacol sau un film bun sau să citesc o carte bună? Dar nu știu, asta se intre... Nu e un lucru. Nu știu dacă intră la mărunte. Pentru mine nu sunt mărunte. Și mă face fericit să fie soare afară. Îmi place când e soare. Fix la asta mă gândeam. Da. Că e, acum e în... Dă-o sus. Asta când ieși e soare, că e altceva. Ai văzut? Și ultima întrebare. Păi cum? Uite așa simplu. Spune-mi care e cel mai mare vis al tău în momentul ăsta. Să fac film la nivel internațional. Punct lovit, mi se pare tare. Alex, eu nu-ți mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vouă.